Eu sincer am văzut-o în Asia, am oprit banda. Nu! Și dacă vreți să vedeți partea a doua, nu uitați să lăsați un like și să ne dați voi idei în comentarii. Ce fel de provocare... Da, ce poate să fie așa greu? În izometrie la perete, cu 5 discuri. Deci fii atentă, prima provocare pentru tine este să alergi pe bandă la viteza 15 timp de 1 minut, fără să te oprești. Și ideea este că pentru fiecare provocare nefăcută de unul dintre noi, cel care nu face provocarea trebuie să mănânce 500 de calorii. Deci nu face o provocare 500, nu face alta 1000 total, da? Și tot așa, haideți să-i dăm drumul, dar înainte de toate, trebuie să-i dăm drumul la bandă ca să meargă până la nivelul 15, iar când a ajuns la nivelul 15, tu te pui pe ea. Și de-abia de atunci începe numărătoarea de un minut. Poftim? Haide. Adică, nu, stai. Vine bun. Păi nu, n-o s-o pun direct alergii cu 15 de ea singură. Începe cu 9 și apasă pe butonul de plus și ajunge la 15. Că dacă o pun să se pună pe bandă de pe 15, cade nas. Păi 24. Și acum, bă, distrugi. Nu mai am day with destiny focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall. E prea greu? Nu. Bine, perfect, bravo, hai. Hai că mai puțin, bravo, haide. Haide, mai 8, mai 10 secunde. Poți? Nu! Ai picat, îmi pare rău. Îmi pare rău, a picat 500 de... De ce am trișat? De ce? Nu-i păi ai zis că nu mai poți, că dai. Nu contează ce am zis eu. Păi că dai, era vină de tine. Nu. Ia zi, ai pierdut sau nu? Nu. Păi? Mi-a fost 10 secunde și puteam să le fac. Doar că mi le-ai oprit tu. Păi că dai nas dacă nu-ți le opream. Am zis că nu mai pot. Ai zis să opresc? Am zis nu. Și ai oprit. Deci se pare că Andra a zis că putea să alerge un minut, deci mai erau 10 secunde și putea. Eu sincer am văzut-o în Asia, am oprit banda, dar să zicem că a fost greșeala mea și trece proba aceasta pentru că am oprit eu banda și ea a zis că voia să facă, dar mă rog. Care este următoarea provocare pentru mine, Andra? Următoarea provocare este să stai în atârnat, da, timp de 60 de secunde. Adică a târnat de bară și ai zis secunde, nu? Și dacă da, stau mai mult, nu contează. Primești un premiu. Opa. 3, 2, 1, start. Cum e, greu? Bravo! Ce concentrat ești! Ok, deci se pare că maniacul mai stă suplimentar. Nu au fost de ajuns doar 60 de secunde. Păi vezi că mai puțin și faci 2 minute. Încă 10 secunde și faci 2 minute. 10 secunde! Hai, 6, 5, 4, 3, 2, stop! Cum te simți? Oh. Care e următoarea provocare? Următoarea provocare este să faci 100 de jump squat-uri, fără oprire. Fără oprire? Fără oprire. Adică o să avem squat-uri cu săritură. Ok, am înțeles. 3, 2, 1, 10. Nu, frate, ce n-ai? Nu putem să pot să fac niciodată 100, gen sim. Adică m-am oprit, că nu pare rost că nu se pot să fac niciodată 100. Următoarea provocare este să stai un minut în plank cu 10 kg pe spate. Haide, mai 30 de secunde. Hai că poți, mai 20 de secunde. Haide. Haide, încă 10 secunde.
Haide. Și stai acolo. Haide că poți. Haide. Hai că mai ai 2 secunde. Stai. Bravo. Stop. Bine rău. 1 minut și 4 secunde. Bravo, nu mă așteptam să pot să faci. Super power. Hashtag Maria. Dacă tot ai terminat plank-ul, spune-ne care e următoarea provocare. Băi, dacă tot am început, să ne folosim și de... 2000 years later. Chestie! Genul. Aha. Acum va trebui să stai în genoflexiune, în izometrie la perete, cu 5 discuri de 10 kg. Sau 2 de 20 și una de 10. Timp de 30 de secunde. Doar atât? Doar atât. Hai, avem 20 de kilograme, 40. Start. Cum e? Ușor. 20 de secunde. 40 de secunde. 5, 4, 3, 2, 1. 1 minut și 34 de secunde. Serios? Nu cred. Hai, am făcut 2 minute? Da. Nu mai avea rost. Acum următoarea mea provocare pentru tine este să stai 1 minut în mâini la perete. Păi, stai puțin, nu pot să stau în mâini. Păi, încerci acum la perete. Start! 12 secunde, hai că poți. Haide că poți. Hai mă, măcar 30 de secunde stai. Haide. Haide. Te rog eu, stai acolo, hai că poți. Haide. Stai mă acolo. Hai că mai ai 10 secunde. Mai avem. Mamă, 40 de secunde. 500 de calorii. Mamă, nasol. Sper să ne auziți, din păcate e muzica prea tare, așa că Andra, spune-ne te rog care este următoarea provocare pentru mine. Următoarea provocare este să fac 15 flotări din handstanding la perete. 15? 15. Challenge accepted! Hai să mergem la perete să facem flotările în mâini. Întrebarea pentru tine, trebuie să avem un anumit timp? Nu. Care, deci fără timp, da? Da. Hai să vedem. Sper să nu sară oamenii cu calistenice pe mine, nu știu cum se fac, sper să le fac corect, da? De la ultima provocare pe care mi-a dat-o Andra, dar eu acum o să o pun pe ea, fiind pe scări, să facă un minut de mers, de urcat scări la level 12. Când se face scara la level 12, atunci când o să fie viteza corectă. Acum începe, de la 22. Cum te simți? Cum te simți? Mai 22 de secunde. Ce bine, nu mai pot. Mă ard picioarele rău. Stop. Și de ce am venit aici? Ai de făcut pentru următoarea provocare 10 calorii în 40 de secunde. 10 calorii în 40 de secunde? Da. Păi e prea puțin. Ce să... Îi dăm drumul?
Hai! Am început cronometru și haide, dai. Haide, că poți, haide, încă două calorii. Și. Haide, bravo, mă. Bine, bă. Hai că ai rupt ăsta dacă e, nu-i problemă. Ce mă așteaptă acum? Spune-mi repede ce mă așteaptă. Acum o să mergem să facem o mică poziție de stretching, puțină gimnastică. Să ne mai relaxăm puțin, okay. Că suntem prea încordați. O să mergem să stăm în poziția de pod, într-un picior. Și menținem această poziție timp de 60 de secunde. Adică tu, nu noi, tu. Am înțeles. Ce părere ai? Nu pare rău. Hai că poți! Ești pregătit? Da, ce poate să fie așa greu? Haide, dai, cronometru! Mamă, ce greu e să mă bag. N-ai zis că e ușor. Arnold Schwarzenegger. Hai, că ai stat abia 30 de secunde. Mai încă 30. Hai că poți. Cum am descurcat la poziția asta de pod? Nu mai pot, mă doare spatele de nu foarte mai pot. Bine. E normal să mă doară spatele? E foarte normal. Sunt paletă, nu am pic de mobilitate. Trebuie să mă apuc neapărat să fac mobilitate, exerciții de mobilitate. Și cam acesta a fost vlogul. Sper că v-a plăcut, oamenii mei. Nu uitați să lăsați un like pentru că să fac antrenamentul ei de picioare și de fund, cel mai intens antrenament de picioare. Și dacă vreți să vedeți partea a doua, nu uitați să lăsați un like și să ne dați voi idei în comentarii ce fel de provocări ați mai vrea să mai vedeți în următorul vlog. Și noi o să facem provocările pe care voi ni le spuneți și o să atașăm comentariile de la fiecare dintre voi. Nu uitați să lăsați un follow pe Instagram, fiindcă acolo postăm zilnic plus tot ce mâncăm și de asemenea și antrenamentele noastre. Și cam atât, nu? Ne vedem la următorul vlog. Hashtag maniac. Pace!